Sigur. Numele meu este Zadniță. Salutare, Gustavo. Am început drumul ăsta cu Facebook Ads în 2014 spre 2015, unde am petrecut câțiva ani ca angajat Facebook în Lisabona, un program de outreach a Facebook-ului. Facebook are două centre de outreach, unul în Lisabona și unul în Dublin. În prezent, Dublin se ocupă în continuare de România. Ce face acest centru sau ce fac aceste echipe de outreach? Practic, contactează oamenii care deja fac promovare pe Facebook și sunt și contactați de acești oameni pentru a-i ajuta în reclamele Facebook, adică să-și creeze funnel-uri mai eficiente, să-și creeze strategii mai bune care convertez mai ușor și pe parcursul a 2-3 luni să le ofere acest suport. Și la sfârșitul, evident, acestui trimestru să aibă și un uplift, adică o creștere în performanță, în conversii și se speră din partea Facebook-ului o creștere și de bugetul cheltuit. Când am intrat la Facebook, am început ca team manager. Aveam o echipă de 15 oameni în subordine, de naționalitate germană și austriacă, între mare, pentru că vorbesc și această limbă. Și, evident, pentru a fi team manager și pentru a fi capabil să administrez o echipă, a trebuit și eu să fiu un product expert, adică mai mult ca echipa mea. Cu un an petrecut la Facebook în cei 2 ani, cred că am petrecut peste 3 luni de zile în training și în training rooms, fie de actualități, fie de structuri. Deci, cu alte cuvinte, mâncam Facebook Ads de dimineață la mia și seara pentru că n-aveam încotro. Experiență. Da, exact. Am pus câteva chile de Facebook Ads pe mine. După 6-7 luni de activitate la Facebook, am avut și șansa și oportunitatea de a fi promovat la poziția de Operations Manager, unde am și preluat conducerea acestui proiect pentru 16 țări vorbite în Europa. Adică aveam peste 120 de oameni în subordine, 8 team manager și un target trimestrial de câteva sute de milioane de euro care trebuia să fie atins. Adică eu eram mai mult responsabil pe partea operațională să mă asigur că totul se face conform procedurii Facebook și evident că și rezultatele sunt pe măsură și publicul larg este mulțumit de acest serviciu. În 2017 am luat însă decizia de a mă întoarce în țară, în România și a porni afacerea care a ajuns să se numească DuoAds. Am pornit la drum cu intenția de a fi un oarecare hub de informații pentru Facebook Ads, adică m-am aruncat în piața românească destul de multe informații, articole, videouri, am ajuns să facem și cursuri și pur și simplu să ajutăm piața să se dezvolte. Adică nu neapărat, evident că nu am început ad-urile doar în 2017, însă în continuare era un punct de, să spun în engleză, un turning point pentru o dezvoltare mai avansată și să înceapă și reclamele din piața noastră să fie mai bune și mai avansate. În acel moment, când am început și în mare parte în 2017, aveam foarte mulți clienți internaționali, adică aveam, nu știu, poate 10-20% clienți români. Însă cum am pornit acest hub, să spun, și am început să aruncăm reclame cu conținut despre Facebook Ads în piață, am început să vină și clienții români și sunt foarte fericit să pot spune că în 2019 portofoliul de clienți români este mai mare decât cel internațional, adică numărul clienților sunt mai mulți. Ce am observat însă în piața românească, când am început să facem reclamă serioasă și să începem să avem un buget de 10 și sute de mii de euro, ne-am dat seama că strategiile pe care noi le implementam la nivel internațional pe piețele mai mari, mai dezvoltate, cum ar fi, nu știu, Germania, Anglia, America, pur și simplu nu funcționau pe piața românească. Două motive. Unul, că piața este mai mică. Nu spun că este o piață mică comparabil cu alte țări din Europa, însă este o piață mai mică față de piețele cu care eram noi obișnuiți. Și pentru că este un public diferit, adică are o modalitate de achiziție diferită față de alte țări. Și la fel, comunicare și toate. Așa că, cum se spune pe engleză, back to the drawing board și am început să desenăm și să creăm strategii special făcute pentru piața românească care convertesc. Adică fie am modificat strategiile noastre existente, fie am creat multe strategii de la zero. La baza acestor strategii stau două puncte despre care vreau să vorbesc astăzi. Unul sunt audiențele pe care le targetăm și cum le targetăm
Și doi, foarte important, funnel de promovare, adică retargetarea, cu alte cuvinte, pe Facebook. Asta înseamnă funnel, înseamnă retargetare. Așa că cel mai bine cred că începem prezentarea, dacă suntem pregătiți. Va fi o prezentare pe care voi o puteți aplica, adică multe informații din această prezentare le puteți lua și le puteți aplica cât de curând și cât de ușor în afacerile voastre. Sper să vă fie de folos. Da, bun. Salutare lumea de pe Facebook. Salutare și persoanelor care stau în fața telefonului sau desktop-ului de pe Facebook. Acum spunea și Cosmin, nu știu dacă v-a spus mai devreme, însă acum dăm și share pe Facebook. Da, prima sesiune cu share pe Facebook. Ideea este să puneți întrebări în timpul prezentării și noi le discutăm la final. Bun. Perfect. Să pornim. Dacă povestim de funnel în sine pe Facebook sau pe orice fel de funnel în PPC, nu putem să nu discutăm despre audiențe. O scurtă paranteză, această prezentare și acest modul în sine face parte din un curs pe care îl predau uneori. Acel curs, de obicei, doar segmentele astea două pe care le prezint astăzi, de obicei mi-au aproape o zi sau 4-5 ore, deci va fi foarte multă informație comasată și sper că veți reține cât mai mult, oricum ulterior veți avea și înregistrarea prezentării și vă puteți uita și pune și întrebări la sfârșitul prezentării. Bun, ce este targetarea? Targetarea în sine este procesul de identificare sau, mai bine spus, segmentarea publicului țintă, adică cui dorim să-i arătăm reclamele noastre. Evident, înainte să ne apucăm de promovare, trebuie să ne punem niște întrebări. Cine cumpără, adică cine este clientul nostru, cu toate sub-întrebările care intră în acest cine, cum cumpără, adică prin ce canale, de pe ce platformă, preferă Facebook, preferă Instagram ca și canal de comunicare și canal de achiziție sau alte modalități. Și de ce cumpără produsul nostru? Adică care este value proposition, care sunt beneficiile produsului și cum îl face să înțeleagă că acest produs este produsul pentru el. Dacă nu aveți un răspuns neapărat în punctul ăsta la aceste întrebări, aveți Facebook să oferă mai multe opțiuni momentan. Dacă, de exemplu, ai făcut până acum promovare pe Facebook în Ads Manager, ai mai multe date pe care le poți folosi pentru a trage multe concluzii. Adică poți vedea de pe ce segment de vârstă, de exemplu, îți vin comenzile sau pe ce audiență ai avut în trecut succes și pe ce ai putea scala. Dacă nu ai făcut până acum reclame și ai o pagină de Facebook, te poți uita la pagina de Facebook în Insights, de exemplu, să vezi cine îți apreciază pagina, ce fel de public, mai multe femei, mai mulți bărbați, ce vârstă au în medie, ce locații sunt din România, sunt dintr-un anumit județ și așa mai departe. Haideți să vedem puțin ce fel de audiențe avem disponibile pentru targetare. Ca și tipuri de audiențe, avem trei mari categorii. Audiențele bazate pe interese, audiențele custom, cunoscute și în piața românească, audiențe personalizate, și audiențele lookalike, cunoscute ca audiențe asemănătoare în piața românească. Audiențele bazate pe interese. Trebuie să precizăm că sunt sute sau chiar mii de interese pe care tu le poți identifica și le poți folosi în targetarea pe Facebook. Există un mic deficit pe platform, pe Ads Manager sau fie că îți faci de pe telefon. În momentul în care tu vii aici în căsuța asta unde scrie Ad Demographics and Interest, dacă tu faci o căutare, îți vor apărea 20 sau 30 de interese. Se spune că vei căuta fotbal ca și interes. Îți apar 30 de interese similare cu acest interes. Ceea ce este ok, însă este și o oarecare problemă, pentru că există mii de interese sau poate chiar sute, în cazul acesta, sute de interese care sunt conectate cu fotbalul. Ieri am creat cu echipa mea o platformă și un tool 100% gratuit pentru identificarea de interese separat față de ce îți oferă Facebook. Dacă, de exemplu, ajungi pe platforma noastră, este pe duads.ro, cum spunea, gratuit, și cauți tot același interes fotbal, îți vor apărea câteva sute de interese. Care e beneficiul, de fapt, în această situație? Pentru că dacă tu începi să-ți faci promovare pe un interes care, de exemplu, nu apare aici în Ads Manager și promovezi pe acel interes, e foarte posibil ca costurile tale să fie mai mici pentru că sunt puțini oameni care folosesc acel interes. Asta este, de fapt, beneficiul. Dacă sunteți interesați de acest subiect, puteți să-l găsiți pe duads.ro, cum spuneam, gratuit. Așa, avem trei mari categorii sau trei categorii principale când targetăm interese. Interesele, așa este numele, targetarea intereselor. Dar intră date demografice,
interese și comportament. La date demografice, avem mai multe opțiuni aici dacă intri în Ads Manager și dai click pe Browse. Vei vedea sub Demographics că îți apar anumite opțiuni. De exemplu, îți apar educații. Publicul tău are studii superioare, are liceu, are studii postuniversitare sau așa mai departe. Date financiare. Asta este doar valabil dacă faci promovare pe SUA. De exemplu, poți să targetezi doar oamenii în America care câștigă peste 200.000 de dolari anual. Dacă, de exemplu, ai un produs mai scump, asta poți să folosești. Să sperăm că va apărea și în alte țări, însă slabe șanse, sincer. Evenimente importante. De exemplu, s-a logodit recent, are ziua de naștere în curând, locuiește în alt oraș decât cel natal. Dacă știi cum să te folosești de aceste informații, de exemplu, dacă ai o, nu știu, ai o sală de evenimente și organizezi nunți, dacă tu începi să targetezi oamenii care s-au logodit recent, tu știi 100% că acela este publicul tău țintă. Sau, nu știu, ai ofertă pentru oamenii care au ziua de naștere în viitor sau în ziua de naștere și comandă și au o reducere de 15%, la fel, poți să-i targetezi doar pe aceste persoane care în următoarele 7 sau 14 zile vor avea ziua de naștere. Părinți au copii, a devenit mamă sau tată recent, la fel, foarte valoros. Ce fel de relații au? Sunt căsătoriți? Sunt single? Sunt divorțați? Dacă luăm, de exemplu, exemplul pe care l-am dat mai devreme cu sala de eveniment, dacă targetezi oamenii care sunt single, nu știu dacă este neapărat un public țintă sau dacă sunt oameni care deja sunt căsătoriți și nu le-a mai fost vinde în conunt, de obicei, cel puțin. Muncă, iarăși este ceva foarte important, în ce industrie lucrează sau ce poziție ocupă. Dacă te interesează să, nu știu, targetezi, de exemplu, ai un produs de marketing și vrei să targetezi doar oamenii care lucrează marketing, director de marketing, marketing manager, marketing consultant și așa mai departe, asta poți să faci aici. Pardon. Toate opțiunile acestea pe care vi le spun sunt categorii care le găsești în browser. Dacă tu te duci și cauți un interes și vrei, de exemplu, să scrii parents, la fel îți vor apărea. Însă este și o dată la o lună, o dată la două luni, uneori intru în Ads Manager și fac doar acest lucru. Intru pe browser și încep să dau click printre ele să văd ce interes au mai apărut și de ce mă pot folosi în campaniile mele. Așa, categoria cea mai mare sunt, evident, cum se numește și categoria în sine, interesele. Interesele, în general, pe Facebook sunt bazate din următoarele puncte. Este distribuția personală de conținut pe platformă, adică ce fel de conținut distribuie, despre ce subiect, despre ce problemă, să spun așa. Facebook își trage aceste informații din conținutul distribuit și ulterior îți face un profil al persoanei respective. Interacțiunea publicului cu un conținut pe platformă deținută pe Facebook, adică Instagram, Messenger, Facebook, evident, cu ce fel de conținut interacționează publicul, la ce conținut dă un like, lasă un comentariu sau distribuie acest conținut. Interacțiunea și achiziția pe site-urile externe sau interacțiunea în aplicații prin Facebook Pixel. Facebook Pixel, în caz că nu știți, este un cod pe care se instalează în paginile externe sau în aplicații. De exemplu, la Gomag, în platformă, doar ai nevoie de codul Pixel. Și platforma îți instalează automat acest pixel. Acest pixel înregistrează datele sau acțiunile care se performează pe site sau în aplicații în sine. Și ulterior Facebook își va trage automat din aceste date, din toți pixelii în lume, informații despre tine ca persoană. Adică pe ce fel de articole citești online, ce fel de video-uri te uiți sau la ce fel de ce fel de produse cumperi și așa mai departe. Iar asta este foarte important de știut. Sunt permutațiile pe care Facebook le creează pentru profilul tău. Sunt poate lucruri care tu nu le știi. Să-ți dau un exemplu mai concret. Să spunem că, nu știu, ești un advocat al drepturilor animalelor și ai un stil de viață sănătos, pentru că citești articole despre stil de viață sănătos și despre diete și așa mai departe. Și, nu știu, să spunem că te uiți la videouri de rețete care nu conțin carne. Facebook poate concluziona că tu ești sau poate ești în proces de a deveni vegan sau vegetarian. Și prin urmare, e foarte posibil să-ți arate aceste reclame cu produse vegetariane sau cu rețete sau cu altfel de produse din această nișă. Cum spuneam, deseori se întâmplă unele lucruri care, nu știu, Facebook le știe despre tine pe care tu încă nu le știi sau încă nu ești conștient de acele lucruri. Așa de departe a ajuns și machine learning-ul din spatele Facebook-ului și toate informațiile astea
care, evident, pe noi ca marketer ne ajută foarte mult. A treia subcategorie din categoria mare a intereselor este comportamentul digital. Ca și subcategorii, la fel, aici sunt, după cum vedeți, sunt foarte multe opțiuni pe care le poți căuta și targeta, este comportamentul. Adică, ești un călător frecvent, adică călătorești des în afara orașului tău unde locuiești de obicei, sau ești un călător frecvent internațional, călătorești des în mai multe țări. La fel, dacă uite, sunt, nu știu, am produse pentru oameni care călătoresc, pentru oameni care sunt mult în mașină sau pentru oameni care călătoresc des în afara țării, prin interesul respectiv poți să-i targetezi. Administratorii de pagini de Facebook. La fel, aici ai și unele categorii în funcție de ce fel de pagină este. Este o pagină de business, este un restaurant, un local business și așa mai departe. Proprietar de micro-întreprindere. Ai, nu știu, ca proprietar ai un anumit comportament digital, adică citești articole despre antreprenoriat, cum să-ți crești afacerea, marketing și așa mai departe. Și uite, de exemplu, pot și domeniul de email folosit. Dacă eu doresc să targetez doar oamenii care folosesc Gmail ca provider, pot să-i targetez pe acești oameni. Și multe, multe alte opțiuni. Achiziții. Ce fel de produse achiziționezi online, de pe ce platforme, ce fel de device folosești, adică folosești de obicei desktop-ul când cumperi online, folosești telefon mobil, este iOS, este Android și așa mai departe. Și la fel în ce modalitate, adică care este procesul tău de achiziție, cât timp îți ia în medie să achiziționezi un produs. Și la fel foarte important este intenția de a achiziționa în curând. Ce înseamnă asta? Ia tu un exemplu personal. Recent am început să caut un cărucior nou pentru fiul meu. Așa că am intrat pe mai multe site-uri pentru a analiza diferitele modele, prețuri, ce conține pachetul și așa mai departe. Facebook, ai verificat și dacă te retargetează și ce reclame a folosit? Da, sigur, asta era următorul pas, că Facebook ulterior a început să mă retargeteze. În primul rând, oamenii să mă retargeteze a site-urilor pe care eu le-am vizitat, însă de cealaltă parte să-mi arate mult mai multe reclame noi cu cărucioare sau cu produse de copil. Și în cazul ăsta, Facebook, în caz că nu știa, e posibil să tragă concluzia că am devenit tată recent, știi? Și ulterior să mi se actualizeze profilul la date demografice să fiu părinte. Cum spuneam, sunt sute sau poate chiar mii de interese de folosit. Trebuie să fii puțin creativ, să-ți cauți nișa, să-ți identifici interesele cu care tu ai succes cel mai bun și ca toate lucrurile din Facebook trebuie să testezi. Trebuie să faci A-B testing sau un testing multivariat, să-ți identifici exact nișa și audiența care rezonează cu magazinul tău în cazul ăsta. Nu uitați de include și exclude. Adică poți grupa interesele. Poți să pui, cum am pus în acest exemplu, Engage Shopper și Online Shopping. Poți să pui 2, 3, dacă nu înșel 25 e maximul pe care poți să pui. Dar poți să și restrângi această audiență. Adică tu ai dat un pool foarte mare Facebook-ului, însă vrei să treci printr-o nouă pâlnie, să spun. De exemplu, eu vreau ca toți oamenii din această audiență să fie părinți. Doar ăștia mă interesează. Și la fel poți să și excluzi anumit oameni. În exemplu meu, de exemplu, am exclus oamenii care au absolvit o universitate. Bun. Următoarea categorie, cea mai importantă pentru un funnel, sunt audiențele custom sau audiențele personalizate construite pe piața noastră. Acestea fie le poți crea din business manager sub audiences sau audiențe, fie direct în momentul în care creezi o campanie în ads manager, aici opțiunea create new custom audience. Sunt sincer pe departe cel mai puternic instrument Facebook de targetare, pentru că cu aceste audiențe tu creezi funnel și poți să retargetezi oamenii și să știi exact ce fel de acțiune a făcut un om și să-i arăți un al doilea sau al treilea sau al sutelea conținut special pentru acea acțiune. Ele în sine, audiențele custom, toate se creează pe baza unei interacțiuni. Adică clientul sau publicul tău ținte a interacționat cu tine, într-un fel sau altul. A interacționat. Tu poți să-ți creezi aceste audiențe cu oamenii care au interacționat într-un fel sau altul. Folosim imediat detalii despre asta. Cum spuneam, prin aceste scrieți funnel și pâinele de vânzare. Cu asta iarăși poți fi sigur că o persoană care a interacționat cu un prim ad va vedea un al doilea sau a treia reclamă sau ad. Tu, în momentul dacă, de exemplu, folosești doar targetarea pe interese, tu nu poți fi niciodată sigur că dacă tu ai o reclamă nouă sau un produs nou, că va fi afișată acea reclamă publicului care deja a fost targetat de tine sau deja a văzut o reclamă sau a interacționat cu tine. Prin audiențele custom poți face lucrul acesta, dar trebuie să interacționezi.
Ce fel de categorii avem și ce fel de audiențe custom putem crea? Nu avem timp, din păcate, să folosim despre toate, însă, așa scurt, ce folosim noi în e-commerce cel mai des? Website traffic, povestim imediat în următorul slide, însă audiențele de tip video, adică ca sursă să folosește un video. Să spunem că tu ai promovat un video sau l-ai pe pagină postat pe pagina de Facebook, tu poți să-ți creezi o audiență cu oamenii care s-au uitat, de exemplu, 10 secunde la acel video sau 25%, 50% sau chiar 95% din acel video. Poți să-ți creezi o audiență doar cu acești oameni, ceea ce este foarte valoros când povestești de un funnel și de o retargetare eficientă. Dacă, nu știu, de exemplu, ai 2 sau 3 videouri, tu poți să arăți al doilea video doar persoanelor care s-au uitat minim 50% din primul și la fel al treilea video doar celor care s-au uitat 90% din al doilea video. Și așa poți să-ți creezi un mic funnel și să fii sigur că oamenii care ajung în punctul 3, de exemplu, îți cunosc produsul pentru că s-au uitat aproape complet la videoul tău anterior. Audiențele bazate pe profilul de Instagram și pe Facebook page sunt similare în concept. Sunt practic toți oamenii care au interacționat cu profilul tău de Instagram sau cu pagina ta de Facebook. Acum, tu poți să-ți creezi audiențe generale, adică toți oamenii care au interacționat în orice fel cu tine, sau poți să mergi un pic mai în detaliu. De exemplu, poți să-ți creezi o audiență doar cu oamenii care au interacționat cu reclama ta sau doar cu oamenii care au dat un click pe call to action și au ajuns pe pagină, poate. Dar asta e următoarea parte. Customer list, iar asta este ceva folosit în general în e-commerce. Dacă, de exemplu, ai o bază de date cu adrese de e-mail, sunt oamenii care, de exemplu, s-au înscris la newsletter-ul tău, tu poți să-ți încarci această bază de date pe Facebook și Facebook va încerca să ia adresa de e-mail sau numărul de telefon și să identifice persoana pe Facebook care are acel e-mail. Adică să facă un matching între baza ta de date și profilele de Facebook. Dacă ai succes, ulterior poți să-i retargetezi și să-i targetezi în ad-uri. Mai este o variantă care e foarte puțin folosită momentan în România, Instant Experience, se numește sau Canvas în alte cuvinte. Este acel conținut care când dai click pe el se deschide pe tot ecranul telefonului, este doar pentru telefon și acolo poți să pui video, informații, deci e ca un landing page, însă e nativ Facebook și nu părăsești Facebook. La fel poți să-ți retargetezi oamenii care au interacționat cu aceste canvasul. Bun, astea sunt în mare audiențele pe care noi le folosim pe e-commerce. Celelalte puteți intra în audiențe și te uiți dacă este ceva relevant pentru tine și pentru afacerea ta online. De website traffic am spus că vom povesti doar puțin mai în detaliu aici, pentru că este foarte importantă pentru retargetarea noastră. Website traffic sunt oamenii care au ajuns pe pagina ta. De asta este important să ai pixelul în sine instalat pentru să poți să scrii aceste audiențe și să scrii cu ele funnel-uri. În prima opțiune care este și selectată în această poză sunt toți oamenii, all website visitors, sunt toți oamenii care au ajuns la tine pe pagină în cazul acesta 30 de zile, poți maxim 180 de zile. Dacă te interesează însă să targetezi doar oamenii care au vizualizat doar o singură pagină, să spunem homepage-ul, sau ai doar o pagină de produs în care tu vrei să targetezi doar pe cei oameni, atunci selectezi a doua opțiune și introduci link-uri. Sau mai multe link-uri poți să introduci, ele îți face o audiență doar cu oamenii care au fost pe acele pagini. La fel, ceva care este foarte, nu foarte, dar rar folosit, sunt visitors by time spent. Sunt oamenii care au petrecut mai mult timp pe pagina ta. Adică poți să-ți creezi și audiențe cu oamenii care au petrecut, nu știu, mai multe minute pe pagina ta sau au vizitat de 2-3 ori pagina ta și așa mai departe. Iar mai jos, dacă am dat un scroll, am vedea evenimentele din Pixel, care sunt evenimentele standard când faci e-commerce. Page View, care e instalat pe toate paginile. Ai View Content, care e instalat pe pagina de produs. Ai Add to Cart în momentul în care adaug un produs în coș. Initiate Checkout, când începe să completeze formularul sau ajuns pe pagina, pe pagina de checkout. Și evident ai Purchase pentru a ști cine a achiziționat. Dacă, de exemplu, aș selecta Add to Cart aici, aș spune ultimile 180 de zile, Facebook mi-ar genera o audiență custom cu toți oamenii care au adăugat în coș în ultimele 180 de zile. Orice produs în acest caz. Bun, ca idee, acum avem o a treia audiență care o folosim pe baza audiențelor custom. Audiențele lookalike sau audiențele similare
Asemănătoare, scuze, până în română mi-e greu, că lucrez doar în engleză cu tool-urile în sine. Acestea le găsești în același loc ca și audiențele custom, fie în Business Manager, fie direct în Creation Flow când îți creezi o campanie. Ca și sursă, trebuie să fie o audiență custom în SEO. De exemplu, cum am exemplificat mai devreme acea audiență care am creat-o cu oamenii care au adăugat în coș. Poți să folosești și datele direct din Pixel, despre care voi explic imediat la ce mă refer. Să-ți creeze direct lookalike-ul bazat pe un eveniment sau catalogul de produse. La fel, catalogul de produse, după cum sper că știți, dacă aveți nevoie de el, este un link care îl folosești în momentul când intri în Business Manager și îți creezi un catalog de produse. Practic, Facebook îți importă toate produsele de pe website în Facebook și ulterior le poți folosi pe mai multe treburi, inclusiv pe retargetarea dinamică despre care o să mai povestim. La fel, dacă sunteți pe GoMag, aveți noroc pentru că acest feedback este generat foarte ușor. Am lucrat cu multe alte platforme în care sau site-uri custom create în care uneori a fost problematic acest feed. În fine, nu este cazul. Ce face Facebook cu această audiență? Deci, să spunem, toți oamenii care au adăugat în coș în ultimile 6 luni de zile. Facebook ia această audiență și o analizează. Adică să uite, ok, din toți oamenii respectivi, care, ce puncte similare au acești oameni, ce comportament digital au, ce interese au. Sunt sute sau la fel mii sau sute de mii de puncte pe care Facebook le analizează din această audiență, care noi evident nu le știm în acest punct. Ce face Facebook cu aceste informații? El creează un profil cadru, adică ca un cadru, să spunem. Și el ia acel profil cadru și se uită, analizează toată țara. În cazul nostru, toți cei 10 milioane, aproape 11 milioane de români care sunt pe Facebook și spune, ok, care oameni din acești 11 milioane sunt similari cu acest profil cadru? Și ulterior îți creează o audiență mai mare de, prin care tu poți să scalezi și e, de obicei e posibil să ai succes mai mare decât pe interese. O diferență între lookalike și interes sau o diferență, o realitate, cu interesele, așa pe românește, e posibil să o dai în bară. Adică tu poate crezi că publicul tău este interesat de iar fotbal, să spunem, dar de fapt el este interesat de gătit. Nu știu, adică în momentul în care folosești audiențele lookalike, scade șansa greșelii tale. Un punct foarte important la această audiență, că dacă sursa este dinamică, se actualizează și audiența lookalike o dată la câteva zile. Ce înseamnă asta? Dacă, cum am dat iarăși exemplu de Add to Cart, care își iau constant informații noi din Pixel, dacă astăzi s-au adăugat 100 de coșuri, audiența custom se actualizează zilnic cu acei oameni noi intrați. După câteva zile, 2-3 zile de obicei, și audiența lookalike creată pe baza audienței custom de Add to Cart se reactualizează. Asta este un lucru foarte bun dacă ai reclame și ai trafic relativ mult sau ai multe interacțiuni în audiențele tale, pentru că tu nu trebuie să mai schimbi audiența foarte des. Știi? Adică nu trebuie să intri în campanie, să modifici campania, să intri iarăși în learning phase și așa mai departe. Spuneam mai devreme de acel profil cadru că îți caută oameni în țară, în cazul nostru în România. El îți caută, tu poți să selectezi, eu vreau oameni care sunt între 1% și 10% din populația țării. Adică 1% sunt foarte aproape de acel public cadru sau de acel profil cadru și 10% mai puțin similar cu acei oameni. Aici trebuie să testezi puțin care sunt audiențele cu care tu vei avea succes aici. Trebuie să testezi, n-ai cum să afli dacă ai succes cu 1% sau ai succes mai mare cu 5%, să spun. Ascultați-o, spun. Mai este o variantă pentru crearea de audiențele lookalike. Am spus mai devreme că poți să folosești direct din Pixel. El îți ia, de exemplu, se numește value-based lookalikes. Poți crea un lookalike cu oamenii care au achiziționat mai mult. Adică el îți analizează toate comenzile și se uită exact care comenzi au avut un coș mai mare față de media cealaltă. Și ele poate să-ți ia, de exemplu, nu știu, top 20, top 30% din comenzile mai scumpe și să găsească oameni similari cu acei oameni. Și e posibil ca, folosind aceste audiențe lookalike, să ai coșuri mai mari, adică să ai un ROAS sau un return of ad spend mai mare. Iarăși, un punct foarte important de menținut, cu lookalikes sunt foarte ușor să scalezi. Adică dacă ajungi într-un punct în care ai identificat un produs
produs sau un set de produse care funcționează bine și vrei să le crești, pe interese, normal vei fi la un dat limitat, adică câte interese poți să folosești, cum le grupezi, cât de mari sunt și așa mai departe. Însă prin lookalike îți permite să faci o scalare relativ agresivă dacă dorești să faci asta. Bun, ce audiență funcționează bine în piața românească? Interesele combinate în același ad set, adică nu mai introduci doar 1-2 interese, poți să introduci 5-10, adică să faci o audiență mai mare, care este legată cumva de punctul 2, că dacă ai date destule să creezi audiențe broad. Audiențele broad sunt practic acele audiențe în care, sau acele ad set-uri care nu ai nicio targetare, nu ai niciun lucru, ai nimic, ai doar simplu țara și vârsta. Evident, poți segmenta pe sex, poți segmenta pe anumită vârstă, însă nu adaugi niciun interes. De ce? În ambele puncte, Facebook a început să aprecieze și să facă o treabă mai bună cu audiențele mai mari. Dacă în trecut era bine să segmentezi publicul, să-l fi cât mai, nu neapărat nișat, dar cât mai țintit pe acel public, algoritmul, machine learning-ul și toate chestiile care le-am implementat Facebook în ultimii ani au făcut sistemul să fie foarte avansat. Și ca urmare îți găsește publicul țintă mult mai ușor și de asta și preferă audiențele mai mari. În materie de lookalikes, am început să dea randament destul de bun și în România. Când au fost lansate, acum nu știu dacă numai cel 4 ani, la început nu aveau randament foarte mare în România, pentru că audiențele erau în continuare mici și poate nu erau încă pregătite pentru populația noastră. În America, în schimb, au funcționat relativ de la început. În schimb, în România, în ultimii, nu știu, ultimul an, ultimele două luni, am început să aibă succes destul de mult. Noi personal am avut succes acceptabil spre foarte bun cu audiențele de între 5% și până la 8%. Dacă ai date foarte multe, adică dacă ai un pixel cu multe informații în cont de publicitate care este, să spun așa, stabil și ai cheltuit ceva bănuți cu acel cont, e posibil să ai rezultate bune și cu cele de 9% și de 10%. Din același motiv explicat mai sus. Audiența mai mare, Facebook găsește oameni mai ușor și are și un pool mai mare de unde poate să-și aleagă oameni. Așa, să începem să povestim treptat despre Finds. Asta a fost o introducere așa de audiență, ce avem la dispoziție, pentru că avem nevoie de aceste audiențe să ne creăm funnel. Însă, înainte să începem să povestim funnel, să explicăm oarecum conceptul pe Facebook Ads. Trebuie să arăți reclame cu un mesaj diferit în fiecare punct a procesului de achiziție. Adică, într-un fel comunici cu o persoană care nu ți-a văzut până acum reclama sau îți vede prima oară reclama și într-un total alt fel comunici cu cineva care a adăugat în coș sau a achiziționat deja în trecut și acum vrei să-i vinzi un al doilea produs. Deci ca și structurare în sine a audiențelor avem trei puncte în general. Avem audiențele reci, audiențele calde și audiențele fierbinți. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi arătăm reclame succesive în funcție de engagement. Adică la audiențelor reci le arătăm reclame de cunoaștere, să spun așa, reclame în care încălzim acel public. În audiențele calde deja ne mai încălzim noi mesajul și deja putem să facem un text mai lung și așa mai departe. Și în reclamele fierbinți, evident, acolo comunicăm mult mai agresiv către vânzare, pentru că știi că deja publicul este obișnuit cu noi și nu este un public nou. Aici, evident, că și mesajul și creativul ar trebui să fie diferit și depinde de relația în care publicul este cu tine ca și brand. Conceptul este, care l-am explicat deja, dacă ai interacționat cu reclama 1, înseamnă că arătăm reclama 2. Dacă ai interacționat și cu reclama 2, atunci le arătăm și reclama 3 și așa mai departe. Audiențele reci în sine sunt oamenii care nu au interacționat încă cu brandul tău. Deci nu te cunosc practic. Acesta este punctul de intrare în funnel și că audiențele pe care noi le folosim sunt audiențele bazate pe interese, audiențele lookalike și audiențele pe targetare broad pe care am explicat-o mai devreme. Aici, de obicei, noi aici lucrăm cel mai mult în acest pas. Aici trebuie să testăm cel mai multe creative, mesaje, audiențe, pentru că aici intră în funnel. Dacă noi în punctul acesta nu prezentăm interes pentru public, ei nu vor continua procesul de achiziție și i-am pierdut. Deci e foarte important să testezi diferitele mesaje, creativele, abordările. Până la urmă, dacă ai un produs, poți să-l abordezi vânzarea lui în foarte multe feluri. Nu te axa doar pe una. Acest produs face asta.
nu, acest produs, de fapt, e super, nu știu, foarte tare și face multe alte chestii și pentru tine și pentru familia ta și pentru mediu și pentru tot ce vrei. Deci încearcă și testează multe abordări în acest punct. Audiențele calde deja au interacționat cu conținutul tău, într-un fel sau altul, însă au o acțiune cu angajament mic. Adică, de exemplu, s-au uitat la un video. Ca și retargetare, tu poți aici să, dacă în primul pas în audiența rece, tu ai folosit un video, aici îi retargetezi, de exemplu, pe oamenii care s-au uitat la un video cu, nu știu, 50% din video, 75% sau cât dorești tu, dar nu au avut o acțiune cu un angajament mare. Ce mai folosim aici? Folosim și audiențele care, cu oamenii care au interacționat pe Facebook și pe Instagram cu noi în ultimele, nu știu, 7 zile, 30, 360 de zile, depinde de voi. Și aici intră și oamenii care sunt subscriber la newsletter. Deci într-un anumit punct, în, nu știu, în trecut, ți-au dat adresa de email, ceea ce deja este un angajament mic spre mediu, însă asta nu înseamnă că sunt în funnel-ul tău de, nu știu, de fast lane să le vinzi direct. Deci aici poți să-i reîncălzești, să reîncălzești acest public, să le arăți un conținut diferit. Deci nu îi considerăm ca fiind reci, pentru că nu sunt, însă nici fierbinți. Audiențele fierbinți sunt acțiune cu angajament sau interes mai mare. Deci s-au arătat interesați de produsul și serviciul tău într-un pas mai avansat. Cu alte cuvinte, pe e-commerce înseamnă asta, înseamnă că au ajuns pe pagina ta, pe website. Fie au vizualizat un produs și avem big view content ca și audiență, fie au adăgat un coș acest produs sau mai multe produse, sau au inițializat checkout-ul. Deci au început procesul de checkout, dar poate nu l-au finalizat. În același timp, în aceste audiențe intră și oamenii care au achiziționat în trecut și, de exemplu, doresc să le faci un upsell sau un cross-sell, adică vrei să le vizi un produs mai scump sau un produs mai un produs similar cu ce au achiziționat până acum. Dar povestim imediat de știa asta mai în detaliu. Alocarea bugetului, trebuie să înțelegi că tu constant trebuie să hrănești un funnel. Adică dacă tu te oprești din promovare în pasul de audiență rece, audiențele calde și audiențele fierbinți vor muri, pentru că nu mai au alți oameni care sau cărora să le arate reclama. Deci trebuie constant să le bagi, să le arăți reclame și să fie constant oameni noi care interacționează cu tine și cu brandul tău. Deci, cu alte cuvinte, dacă îți oprești promovarea, dacă te bazezi doar pe Facebook Ads sau pe Instagram sau PPC, whatever, dacă îți oprești promovarea, la un moment dat va muri și funnel-ul tău, este relativ logic. E greu să ții un funnel în picioare doar pe organic sau pe alte canale SEO sau alte chestii. Ce este de înțeles în acest punct? Că cu cât un produs este mai ieftin, cu atât este mai lung și procesul de achiziție și, ca urmare, funnel-ul nostru. Dacă tu, de exemplu, vinzi produse, nu știu, să spun sub 150, sub 200 de lei, ai un funnel relativ scurt, pentru că oamenii vor fi, sau achizițiile tale majoritare vor fi bazate pe un impuls, adică le-au văzut reclama, le-au plăcut produsul, au cumpărat. Sau va fi o achiziție emoțională. Nu trebuie să stea să gândească prea mult, ok, este un produs scump, oare ce face, care sunt caracteristici și așa mai departe. Deci, în aceste cazuri, foarte des, și 90% din buget se duce pe audiențele reci, pentru că de obicei acolo se întâmplă achiziția. Însă, și în celelalte cazuri, că mai ai 10% care vin din celelalte retargetări, e foarte posibil ca să ai un preț de achiziție mult mai mic cu aceste persoane, pentru că, evident, îi targetezi. Însă, în același timp, dacă ai un produs care, nu știu, valorează 1500, 2000 de lei sau și mai mult sau și mai puțin, e posibil să dureze mult mai mult până îl achiziționează, pentru că omul trebuie să stea să se gândească, să fie pregătit să facă această investiție și tu, la rândul tău, trebuie să-i arăți mult mai multe reclame. Dacă în prima reclamă, de exemplu, i-ai atras atenția, nu știu, în a doua trebuie să dai mult mai multe informații despre produs, despre caracteristici, despre beneficii și așa mai departe. Deci, și funnel va fi mai lung și trebuie să-ți aloci bugetul în funcție de aceste produse și, evident, de publicul tău. Așa, am ajuns în sfârșit la subiectul discuției, care sunt funnels în e-commerce. Eu am pregătit acum câteva exemple care sunt relativ des întâlnite în e-commerce, fie în România, fie și pe plan internațional. Sunt exemple, evident, trebuie să îți creezi un funnel care funcționează pentru tine și pentru afacerea ta.
cum am precizat de câteva ori, pe Facebook tot trebuie să fie testat, să vezi ce funcționează și ce îți aduce cele mai bune rezultate. Ca un prim exemplu, avem un funnel simplu în care nu mai faci targetarea warm, adică mergi direct pe cold hot, cum am dat exemplu produselor ieftine. Asta în mare parte pe e-commerce este cam cea mai întâlnită retargetare și, cum spuneam, și în România și în alte țări este extrem de întâlnită. Ce înseamnă asta? Ai unde în imagine apare Facebook, este practic prima reclamă de trafic rece, fie că folosești un video sau un carusel sau ce folosești. Scopul tău este să-l aduci pe pagina ta. Aici, fie că se uită la un produs, fie că îl adaugă în coș, nu au achiziționat acest produs. În momentul în care se întoarce pe Facebook, îl retargetezi dinamic. Retargetarea dinamică este practic obiectivul Facebook de catalog sales, unde poți să selectezi dacă ai acest feed de produse sau product catalog despre care am povestit puțin, poți să retargetezi omul unul la unul, adică a vizualizat produsul 1 și l-a adăugat în coș, când revine pe Facebook exact acel produs, îi arăți reclama cu el. Ceea ce poate să fie extrem de valoros în momentul decizii, pentru că el deja cunoaște acel produs, știi sigur, pentru că a fost pe pagina ta și crezi foarte mult șansele de reușită cu ei. Acum, de regulă, 14 zile sunt un time frame relativ bun pentru retargetare. Dacă ai destul trafic, ți-a sugera însă să segmentezi aceste audiențe, să faci o retargetare doar pentru view content și încă o retargetare pentru add to cart. Ce înseamnă destul trafic? Depinde oarecum de magazinul tău. Dacă ai doar 100 de persoane care îți vin pe pagină zilnic, n-are rost. Dacă ai deja 2000, 3000 sau așa mai departe pe zi, atunci da, poți să și 1000. 1000 deja este un număr bun, un trafic bun. Poți să segmentezi aceste audiențe. De ce se face asta? Pentru că din punctul nostru de vedere, oamenii care au adăugat în coș sunt mult mai valoroși decât cei care au doar vizualizat produsul. Și vei vedea pe parcurs că aceste reclame de add-to-cart vor avea aproape, n-am spune 100%, că nu e nimic 100%, însă într-o proporție foarte mare de certitudine va avea mult mai bune rezultate și costuri mult mai bune. Asta este un factor. Al doilea factor e că poți să-ți personalizezi mesajul în funcție de, cum a spus, ce a făcut el pe pagina ta. Dacă, de exemplu, nu știu, la view content, îl dau un exemplu, pun în texte, ne bucurăm că ne-a cunoscut, mersi că ai fost pe pagina noastră, iată produsele. Pe add to cart poți să mergi cu alte texte de genul, nu știu, ai uitat ceva la noi în coș, a, de ce ai abandonat, set face și alte chestii care poți să comunici mai ușor cu el. Un alt funnel simplu e funnelul mai standard de cold, warm, hot, în care, ok, în partea de Facebook, nu au achiziții, mă auzi? Aud un eco. Da, e ok. Good, așa. Am întrerupt cred că pe Facebook și am pus link-ul să vină spre landing page. Ah, ok, perfect. Deci, în această situație, la funnel-ul respectiv, dacă ei nu au dat click în urma primei reclame, dar au interacționat cu noi, cum spuneam, dacă ai video, s-au uitat la video 10 secunde, de exemplu, sau au dat un click pe fie pe acel ad sau în general pe toată pagina ta de Facebook, poți să le arăți o altă reclamă. Ca exemplu care l-am dat aici, poți să folosești de exemplu, un single image sau un carusel testimonial, în care prezinți încă o dată produsul, însă în același timp lași un feedback primit de la client. Fie în formă de text ca descrierea postării, fie în formă de video în care chiar ai un client care prezintă produsul și spune cât de mulțumit este. Dacă au dat click pe această a doua reclamă, adică pe acest carusel sau single image testimonial și ajunge pe pagină, atunci începe funnel hot care l-am prezentat deja. View content sau add to cart, no purchase, începe retargetarea dinamică. Bun, astea sunt niște funnel simple care, spun sincer, pentru 80-90% din afaceri e de ajuns. Aici depinde foarte mult, cum am spus, de trafic și cât de mult buget ai în primul pas, adică în audiențele reci, cât buget arunci pe reclame și cât de mari ți sunt audiențele. Asta cu warm a început să funcționeze din ce în ce mai rău în ultimii ani. Asta era oarecum lege, că trebuie să retargetezi vizualizatorii și așa mai departe. Și este în continuare ceva de testat,
în continuare aduce rezultate, însă nu la fel cum aduce acum câțiva ani. Acum să trecem puțin la ceva mai oarecum complex. Aici e similar cu este primul pas al funnel-ului, în care retargetezi oamenii din audiența rece către audiența caldă. La video view, la fel dacă ai video în primul pas, nu au dat click. Aici poți să selectezi să faci trei asset-uri diferite cu audiențele, cu oamenii care au, s-au uitat 25% din video, 50%, 75% sau 95%. Deci să-i segmentezi pentru a vedea în primul rând de unde îți vine achiziția, dacă este cazul, și pentru a structura bugetul mai bine. Pentru că pentru mine e mult mai important un om care s-a uitat la 95% din video versus cineva care s-a uitat 10 secunde. Așa că și bugetul meu va fi pe măsură să-i targetez mai mult pe acei oameni care s-au uitat mai mult, adică au avut un engagement sau o interacțiune mai lungă cu noi. La fel ca în exemplu trecut aici, poți să folosești un single image sau un carusel testimonial sau orice altceva. Depinde evident de conținutul tău și ce fel de produs ai. A doua opțiune sunt oamenii care au interacționat cu pagina. Ți-am spus, aici poți să-ți creezi și o audiență custom care e creată doar cu oamenii care au interacționat cu ad-uri. Nu poți să selectezi o singură reclamă, doar oamenii cu acea reclamă, însă în general cu reclamele plasate pe pagina ta. Și aici, de exemplu, poți să le arăți încă un video care, uite-te, dacă, nu știu, dacă tu ai folosit altceva, aici ai folosit single image și ai creat engagement că poate promovat pe PPE, atunci poți să le arăți un video și la acel video, dacă nici atunci nu au dat click, atunci începe celălalt funnel de sus, în care le arăt ulterior testimonialul. Acum, dacă începe, dacă a dat click și a ajuns pe pagină, atunci începe funnelul hot sau funnelul fierbinte, care poate să arate așa. La fel, de pe Facebook a ajuns pe pagina, a dat click, însă nu a achiziționat încă. La fel, aceeași logică ca în trecut, dacă ai destul trafic, poți să segmentezi acest funnel, să ai view content și add to cart separat. Acum, ca exemple, DPA înseamnă Dynamic Product Ads, practic este retargetare dinamică despre care am povestit până acum. Nu știu, ca exemplu, în primele 3 zile poți să folosești urgency în mesajul tău, adică poți să folosești text de genul comanda astăzi, oferta se termină în câteva zile și așa mai departe. De ce am segmentat în 3-7 zile? E mesaj diferit și plus că de obicei în primele zile se întâmplă achiziția după retargetare. Nu e lege, depinde de produs iarăși, cât de scump este, cum interacționează oamenii cu el și așa mai departe, însă de regulă în aceste primele zile ai de obicei rată cel mai, o rată mai mare și o de conversie. În ziua 4 și 7, de exemplu, poți să folosești scarcity, adică mai sunt puține bucăți în stoc, stocul e pe terminate, prinde ultimele produse și așa mai departe. Adică la fel schimbi mesajul să fie adaptat cu acea perioadă și la fel nu poți să arăți această reclamă 30 de zile, arăți 4 zile. În exemplu de față, tu poți ulterior și să mergi pe alte retargetare dinamică cu alt mesaj, poate cu un, nu știu, cu un cadru pe reclamele tale să fie puțin diferite față de celelalte. În exemplu de față am pus un video pentru bestsellers. Poate să fie, de exemplu, un video ok pentru strict pentru bestsellers, tu știi că ai anumite produse care se vând și ai un video pe care tu îl arăți oamenilor. Poate să fie, dacă ai, de exemplu, doar un produs sau două produse sau așa mai departe, poți să-i arăți exact același produs, însă cu un video diferit. Poate modifici videoul, adaugi, poate să fie și un video relativ similar cu primul, însă să fie informații diferite, caracteristicile, să fie beneficiile, am spus, du-te pe partea emoțională, poți să duci dacă ai un produs ieftin și așa mai departe. În a treia opțiune este un carusel cu bestsellers, adică un carusel de prezentare cu produsele care sunt tractor. Adică tu știi de obicei că acele produse se vând cel mai bine pe pagina ta. Poate omul a intrat în funnel cu un produs, însă nu a fost așa de interesat pe el, îi arăți un carusel cu bestsellers și e foarte posibil să achiziționeze unul dintre produsele tale tractor. Iar ultimul pas în acest funnel de 30 de zile, în cazul nostru, exemplu, un single image în care poți prezenta un discount. Poți pune un discount la 10-15% sau și mai departe. Asta cu discountul depinde la fel de fiecare afacere. Personal, nu sunt neapărat fanul discountului direct în primele zile. De asta și ofer în acest funnel în ultimele zile. Pentru că
De ce le ofer? În primul rând ofer discount-ul, pentru că dacă nu a achiziționat până acum, sunt slabe șanse să achiziționeze dacă nu-i oferim discount. Adică este clar că are nevoie de încă un impuls, dacă în continuare mai este interesat de produs. Dacă îl pui la început, e foarte posibil ca oamenii să se obișnuiască de pe treaba asta și să știe pe site-ul tău, ok, eu intru, nu cumpăr și ulterior voi primi un discount, ceea ce depinde de fiecare site dacă dorește să facă asta. Poate toate prețurile tale sunt calculate cum că ai, asta este strategia ta și retargetezi cu discount-ul pe e-mail, pe Facebook și așa interacționezi de obicei cu publicul tău. Ce poți să mai faci aici dacă lucrezi cu email marketing, poți oarecum să structurezi și același funnel cu oamenii cărora le poți trimite și e-mail-uri, care au abandonat checkout-ul, de exemplu, să le trimiți funnel, același funnel sau ceva similar cu aceste informații. Un lucru iarăși foarte important de precizat este că cu cât trece timpul și bugetul nostru scade. Adică noi știm că primele, nu știu să spun, 14 zile intenția de achiziție este mult mai mare decât la 21 de zile. Și așa că noi alocăm tot mai puțin buget pe, nu știu, single image, de exemplu, sau pe carusel bestseller. Hai, poate pe single image fiind cu discount, poate pune în continuare un buget mai mare, așa ultima șansă să-i atrage. Nu sugerez la fel segmentarea asta așa detaliat, dacă ai trafic puțin și dacă nu ești încă clar cu value proposition, cu produsul tău, cu beneficiile, cu ofertele tale. Deci asta este așa puțin mai avansat, odată ce începi să ai trafic mult sau mai mult și poți să faci treaba cu asta. Am și ajuns la ultimul slide, însă am vrut doar să mai exemplific puțin într-un tabel acest funnel și cumva cam cum gândim noi și în direcția asta. Aici vedem nivelul de funnel, 1, 2, 3, 4. Am adăugat 4 aici partea de oameni care deja au achiziționat pentru a valorifica și această audiență. Povestim imediat despre. Deci ca și audiență, în primul pas, e audiența rece. Tip funnel este funnel de engagement. Ce înseamnă asta? Nu neapărat că folosim doar engagement ca obiectiv, însă aici trebuie să interacționeze cu noi. Ca și optimizare, adică ca și obiectiv de promovare, folosim website conversions, adică optimizăm foarte des direct pe achiziție, însă în unele situații mai folosim și PPE și video views, adică folosim și optimizarea de a creșterea engagementului și creșterea de vizualizări, pentru că ulterior, dacă avem funnel implementat pentru audiența caldă, atunci putem să-i retargetăm acolo. Ca și targetare audiențe, sunt audiențele despre care am povestit până acum, interese, lookalikes și audiențele broad. Excludere, aici exclude de obicei nivelul 2, adică audiențele calde, pentru că nu dorim să le arătăm același mesaj, și audiențele fierbinți. Audiențele existente, adică cu oamenii care deja au achiziționat, este opțional. De ce opțional? Pentru că dacă tu ai un produs bun și publicul tău este de obicei mulțumit de acel produs, dacă îți mai vede încă o dată reclama, sunt foarte mari șansele ca acea persoană să-ți lasă un comentariu pozitiv și chiar de tip testimonial. A ajuns produsul, stă foarte mulțumiți, poate spune și o poză, poate spune și un video, ce știi. Dacă asta se întâmplă asta și e pozitiv, îți crește de obicei și rata de conversii sau rata de achiziție pe acea reclamă. În schimb, dacă ai un produs care, nu știu, e mai mult plasticat și lumea nu este foarte mulțumită de el sau ai o rată de retur sau de stricăciune relativ mare, atunci poate ar trebui să excluzi aceste audiențe. Ca și creative în sine, avem videoul scurt de 15 secunde, de exemplu, adică să fie scurt, să atragă atenția, fie să se uite la el, fie să facă să dea click, să afle mai multe informații pe pagină. Putem folosi carusel, putem folosi slideshow, adică luăm 10 imagini și creăm un video cu aceste imagini, sau single image. La fel, single image-ul a început să funcționeze destul de bine în ultimele, nu știu, 12 luni și caruselul a început să scadă în performanță, însă în continuare este tractorul e-commerce-ului. Nivelul 2, audiențele calde. Aici deja este un tip de funnel axat pe achiziție, adică și mesajul nostru este mai axat către achiziție. Ca și optimizare, aproape exclusiv folosim website traffic, website conversion, însă în anumite situații folosim și trafic. Situațiile în sine sunt puține, însă să-ți dau un exemplu.
Dacă ai acea bază de date sau custom audience cu newsletter, adică cu oamenii care s-au înscris la newsletterul tău, tu ai vrea ca Facebook să arate reclama ta cât mai multe persoane din acea audiență, pentru că știi că au un intent relativ mare. Tu, în momentul în care optimizezi pentru website conversions, pentru achiziții, să spunem, Facebook îți ia audiența ta care tu i-ai dat și o segmentează. Adică, care sunt oamenii care achiziționează de obicei online, care sunt oamenii care au intenție de achiziție și așa mai departe. În schimb, când folosești trafic, reclama ta va fi arătată mult mai multor persoane care de obicei dau click-uri online, adică dau click pe către alte pagini externe. La targetare ca și audiență folosim aici video views sau Instagram, Facebook page engagement, oameni care au interacționat cu noi în pasul 1 și, cum am spus deja, audiențele de tip newsletter. La excludere excludem nivelul 3 și opțional nivelul 4. La creative, aici deja putem folosi în continuare video scurt de 15-20 de secunde, însă putem să și introducem un video mediu de, nu știu, să spunem 4-5 de secunde, în care tu deja dai mai multe informații despre beneficii, despre produs și așa mai departe. Collection ad sunt acele reclame care îți apare o poză sau un video și de desubt îți apar diferite produse. Asta se face cu product catalog și la fel merită testată, pentru că e posibil să ai succes bun. Și caruselul, nemuritorul carusel, este și la aici. Audiența fierbinte, acesta este un tip de funnel de retargetare, pentru că aici retargetăm doar oamenii care au fost pe pagină. Aici, exclusiv, folosim website conversion optimizate pe purchase, pe achiziție. O mică excepție aici, în care folosim trafic, este dacă ai trafic puțin pe pagină, să spunem, nu știu, 200 de oameni pe pagină zilnic sau 100 de oameni zilnic. Dacă optimizezi pentru achiziții, nu ai delivery sau nu ți arată reclamă oamenilor, atunci poți să testezi și trafic. Atunci ai șanse mari să ai conversii și delivery mai bun. Ca și targetare sunt cumva exemple care le-am povestit în slide-ul anterior, de exemplu view content de 3 zile, de 7 zile sau poate chiar 14 zile. La view content nu targetăm aproape niciodată mai lung de 14 zile, adică de când a dat el click-ul respectiv pe pagina și s-a uitat la conținut, pentru că este intent mic. În schimb, la add-to-cart mergem până la 28 de zile sau în unele situații chiar mai mult. Deci la add-to-cart 3 zile, 7 zile, 14 zile și 28 de zile. Dacă ai un site în care ai initial checkout și relativ mult și nu ai achiziții așa de multe sau, nu știu, ai un site cu foarte mult trafic și ai mult initial checkout, poți face o campanie separată și pentru această audiență, pentru că asta este și mai valoroasă decât add to cart. Este practic cea mai bună audiență de retargetare, pentru că intentul a fost foarte mare, a ajuns în punct, poate a început să-și treacă numele, dar dintr-un motiv la altul s-a oprit. Excludere, la fel, opțional, excludem oamenii care au achiziționat deja. Ca și creative, dynamic product ads, deci retargetare dinamică. Aici fie carusel, fie single image, depinde de ce produs ai. Folosim video în continuare pentru oamenii care au fost pe pagină, deci nu trebuie neapărat să retargetezi doar dinamic. Dacă, de exemplu, ai un produs, să zic, un site de tip one product, nu poți să faci dinamic retargetare, că e doar un produs. Însă aici poți să arăți videouri, poți să arăți poze statice, carusel statice și așa mai departe. Și ultimul punct, sunt oamenii care deja au achiziționat, tipul de funnel este monetizare. Ca și optimizare, view content și trafic din aceleași motive dorim să arate reclama cât mai multor persoane. Aici depinde de business-ul tău și depinde de produs ce vinzi. Îi vinzi același produs încă o dată sau îi vinzi un produs nou? De exemplu, dacă, nu știu, vinzi șampon, să spun, și tu știi că de obicei o sticlă de șampon se termină în 30 de zile. Atunci, în 20 de zile sau în 25 de zile, poți să începi să retargetezi acea persoană care a cumpărat acel șampon. Sunt șanse foarte, foarte mari să achiziționeze încă o dată șamponul tău, dacă, evident, a fost mulțumită de produsul tău. Ca și excludere, nu avem nicio excludere. Și la creative sunt similare cu ce am spus mai sus. Dynamic Product Ads, carusel, video și carusel static. Bun, știu că a fost multă informație, lungă prezentarea, însă sper că e pe cât de practică pe cât mi-o imaginez eu. Și acum putem intra pe întrebări. Sper că avem întrebări. Sunt câteva. O să le vezi și tu în dreapta și cred că ai acces și la butonul de jos. Păi nu știu, la moderezi tu, adică spui tu care... Ok.
Și hai sau... să luăm prima dată aici la întrebări. Dacă de ce nu merg live-urile, merg pe Facebook, au fost ceva probleme, nu știu, nu s-au pupat aplicațiile. Întreabă Aurel, care este numărul minim de e-mail-uri pentru audiențe custom? Teoretic 100, cu cât mai multe, cu atât mai bine. Adică sub 100 nici nu îți prea creează, dacă ai sub 1000, nu ți arată niciodată exact numărul care sunt, câți oameni sunt în audiență, însă îți arată că sunt sub 1000 și că e posibil să nu ai delivery. Deci sub 1000 e greu să faci treabă cu ele. Mulțumesc, Ionuț. Alex, mulțumesc. Așa, Mihai Stan întreabă, cum putem evita invalidarea unei promovări pe motivul discriminare? Am avut situația în care promovam produse, postări care nu aveau niciun fel de discriminare, însă tind să cred că interesele sau setările făcute pe acea promovare au fost de vină. Și cum e acum, Facebook în sine nu este un... nu este perfect nici el, adică el deja până, nu știu, acum câțiva ani și verificarea asta a reclamelor se făcea manual de câte niște oameni. Acum însă sunt o grămadă de algoritmi și bots care fac analiza respectivă. Nu este niciodată 100% clar. Acum dacă tu știi că nu ai nicio discriminare în sine, în reclama ta, în textul tău, în video dacă e cazul, fă apel și așteaptă puțin rezultatul lor. Adică nu... până nu văd reclama sau nu știu exact ce produse promovezi sau cum ai textul făcut, este foarte greu să trag o concluzie, să spun evita asta. În sine, la fel, că iarăși să mă leg de cât de lungi sunt unele prezentări, partea asta de politici și de best practices, cum să eviți să ia disapprove la reclamă sau disable la ad account sau la business manager și mai rău, este o discuție foarte, foarte lungă și ne-ar mai trebui încă 3-4 ore să finalizăm asta. Deci, îmi pare, dar e vag, nu pot să spun așa. Sunt anumite best practices-uri, cum folosești în sine textul, ce scrii, cum scrii. Gândește-te să nu scrii niciodată direct către, nu știu, către Cosmin. Salută, ești bărbat și locuiești în Baia Mare? Facebook nu apreciază treaba asta. Tu știi că el este bărbat și locuiește în Baia Mare pentru că îl targetezi în Ads Manager. Da? De exemplu, asta e un flag mare. Sunt multe, multe flag-uri, sunt sute de politici. Ok, întreabă Mihaela, ce automatizări recomanzi pentru campaniile Facebook Ads? Multe, adică multe. Sunt multe reguli pe care le poți folosi intern ca reguli automatizate care să-ți oprească campania, să-ți crească bugetul, să-ți oprească ad-uri în lipsa de rezultate. În Ads Manager ai secțiunea Automated Rules și acolo te poți juca puțin cu rezultatele tale. De exemplu, dacă, nu știu, să spunem că testezi un creativ și ți-ai făcut o campanie cu un ad set și 5 reclame și tu vrei doar să testezi, să vezi cum interacționează publicul cu acel mesaj sau cu acea poză. Poți să spui o regulă, să spunem că una dintre reclame sau o reclamă să se oprească în momentul în care a avut, nu știu, 5.000 de impressions, adică a fost afișată de 5.000 de ori. Atunci iei datele, te uiți la acea reclamă și sau la cele 5 reclame și vezi pe care au avut rezultatele cele mai bune. Deci automatizări în sine, eu folosesc în mare Ads Managerul ca main tool. În unele situații folosesc pentru partea asta de automatizare de reguli și Reveal Bot. Însă este un tool care este pentru buget mai mare pentru că rulează regulile la o dată la 15 minute. Alte automatizări în sine nu pot să spun că folosesc. În fine, nu, evident acum legăturile între site-uri sau între tool-uri, adică de exemplu dacă nu știu folosești un MailChimp, să dau un exemplu, și vrei să ți se facă sincronizare automată între oamenii care se înscriu la newsletter-ul tău și audiența ta custom, atunci evident asta este o automatizare. La fel și pentru lead generation, dacă te ocupi cu asta și faci lead gen din Facebook și vrei să ți se importe automat în baza ta de date, poți să folosești Zapier sau alte tool-uri care îți oferă aceste puncte. Bun. Okay. Întreabă Aurel, suma minimă pe zi recomandată pentru Facebook Ads? Știi cum e, acum nu există minim și maxim. Depinde ce faci. Dacă faci e-commerce, nu știu, adică sub personal, astea sunt eu treabă personală, nu înseamnă că asta este realitatea. Fiecare are bugetul pe care și-l permite, însă personal sub 100-200 de lei pe zi e foarte, foarte greu să faci ceva.
și asta este, din punctul meu de vedere, un buget foarte mic. Chiar și pentru piața românească, care este mică. Pentru că, de ce spun asta? Pentru că Facebook lucrează cumva la supradoză când îi dai buget mic, să-ți găsească ție publicul țintă și să se optimizeze. Ca să înțelegi treaba, pe, de exemplu, per adset, ar trebui să ai minim 50 de achiziții, în cazul dacă folosești conversion achiziții, 50 de achiziții săptămânale pentru a avea optimizare 100% din partea Facebook, să spunem așa. Tu trebuie să faci niște calcule, să înțelegi, ok, cât m-ar costa să am 50 de achiziții pe săptămână. Și poți să ai un buget relativ minim. Acum știu că sunt sume foarte mari și nu se aplică mereu în cazul României, că dacă spun acum un buget de, nu știu, că poate pe mine mă costă 50 de lei o achiziție și spun un buget de 1000 de lei pe un adset pe zi, e posibil să nu dea rezultate, că avem publicul mic. Deci nu pot să spun că există minim, e cât îți permiți, însă trebuie precizat, cu cât ai un buget mai mare, cu atât va funcționa și Facebook mai bine și îți va aduce rezultate mai bune. Da, aici eu mă gândesc că se poate, adică din cât îți permiți să vezi câte vânzări generezi, practic trebuie să ai un buget de câte vânzări vrei. Dacă știi că media ratei de conversie este 1%, vezi cât trafic ce se întâmplă. Și pe urmă scalezi, dacă se merită. E și mai ușor dacă, ok, evident, alegi de rate de conversie, de trafic și așa mai departe, însă dacă tu deja faci promovare și știi că în medie te costă, nu știu, 30 de lei o achiziție, atunci te întrebi, ok, cât vreau să vând? Vreau să vând 10, să am 10 produse vândute pe zi, atunci poate am 300 de lei buget nevoie pe zi. Da, și depinde și valoarea produsului, cât este de mare, și brandul tău cât este de cunoscut, cum îți faci pagina, oferta, mai multe lucruri. Exact, deci costurile astea doar le-am aruncat așa, nu înseamnă că asta e medie sau nici de cum, adică diferă foarte mult. Da, ideea e că lumea trebuie să fie conștientă că Facebook îți trimite trafic, dar vânzarea, clientul decide la tine în site dacă faci asta. Da, așa este. De ne spune Alex că nu este neapărat adevărat, că de multe ori am convertit mai bine cu buget mai mic decât mai mare. Este și asta o realitate, că uneori ai noroc. Însă nu aș spune că asta este legea, să spun așa. Și acum vorbim și de scală și de cât vrei să vinzi. Și dacă vrei să ai doar o comandă pe zi sau două comenzi pe zi și ești mulțumit să ai un buget foarte mic, poate ți se aduce o comandă la, nu știu, 20 de lei versus 25 de lei, e ok și asta. Însă nu este neapărat nici asta legea, să spun așa. Întreabă Ionuț dacă tool-ul despre care vorbeai va rămâne gratuit. Da, pe moment este gratuit și probabil va rămâne gratuit. Acum sunt unele feature-uri pe care în continuare încercăm să le dezvoltăm, dar tot timpul va fi o versiune gratuită, hai să spun așa, că niciodată nu spun niciodată. Da, lumea mai întreabă de slide-uri, dacă se vor putea intra în posesia lor. Vedem. Dar cineva, ok. Iar întrebare despre tool. Claudia spune că în ultima vreme sunt campanii care au început cam greu, pur și simplu nu rulează. Ceva tips and tricks? Da, a fost într-adevăr multe situații. Septembrie până acum a fost o lună foarte, nu știu, ciudată în materia de Facebook Ads și rezultate și stabilitate. Adică am avut zile foarte bune și am avut zile foarte proaste cu același set, aceleași campanii, aceleași creativă. Unul dintre probleme este într-adevăr partea asta de că nu livrează și nu ai rezultate sau scheltuie 2 lei pe zi din 100. Ce poți face? Foarte multe nu poți face. Poți duplica până la refuz, adică dai duplică până începe să-ți livreze. Respectiv, dacă ești pe conversii, poți intra puțin pe manual bid și să folosești, de exemplu, un bid cap și să pui un bid mai mare decât de obicei ești dispus să plătești și ulterior să-ți va intra în licitație sigur reclama, adică sigur, la fel, nu există nimic sigur cu Facebook, însă sunt șanse mari dacă treci pe manual bids să ai rezultat ulterior. Este avansat, adică e ceva pentru oameni care fac reclamă de mai mult timp sau știu exact cât îi costă o achiziție, însă merită încercat că nu ai de linie. Dacă nu ai alte opțiuni, duplică. Te întreabă Fabian dacă există undeva cifre care să ne poată indica. Ne-a rămas. Da, o campanie este de succes sau o definim noi singuri. De exemplu, un CTR de 5%. Nu știu dacă e bine sau rău. CTR de 5% e fantastic dacă faci achiziții.
Dacă faci tot trafic, e discutabil. Deci aceste cifre în sine sunt diferă de la fiecare afacere în parte. Sunt niște KPIs la care pentru fiecare afacere sunt relativ diferiți. De exemplu, hai să luăm e-commerce-ul, că despre asta vorbim astăzi. Să spunem că pe mine mă interesează, sunt cifrele pe care eu mă uit de obicei. Mă uit la costul pe click, costul pe add to cart, costul pe initial checkout, costul pe purchase. Evident că este foarte important. Însă, pe multe magazine online, mă uit doar la ROAS. ROAS înseamnă return on ad spend. Am, de exemplu, un ROAS de 2, înseamnă că am cheltuit 1 leu și am încasat 2. Deci sunt multe magazine care nu mă interesează costul pe achiziție, atâta timp cât am un ROAS care e targetul meu. Poate ROAS-ul meu e target 5, 7, 8 sau 10. Vreau să cheltui un leu și să încasez 10. Deci cumva depinde ce depinde ce folosești ca indicatoare pentru business-ul tău și depinde ce faci. Că uite-te, de exemplu, lansez 5 campanii, 10 campanii, pentru că am precizat de câte ori că trebuie să faci foarte multe testare pe Facebook. Nu poți afli care e audiența ta țintă până nu ți-ai promovat la 5 audiențe diferite și ulterior să-i tragi concluziile. Deci uite-te la metricele care sunt importante pentru tine. Click-through rate, la fel, este o metrică foarte importantă și în e-commerce și în multe alte business-uri. Însă, spun sincer, am avut și rezultate fantastice cu click-through rate de 0,5, pentru că am avut ROAS-ul foarte mare, ceea ce m-a interesat. Deci, la fel, depinde de business și de business. Când mi-a întrebat, Fabian, ce elemente putem modifica la o campanie fără a reintra în learning? Learning phase. Da. Bugetul, dacă nu scalez mai mult de, nu știu, 20-30% care e așa un safe place, adică ai 100 de lei buget zilnic și după două zile de activitate sau trei zile după ce se termină learning phase crești la 120, nu ar trebui să intre în learning phase. În rest, cam nu, la fel dacă mergi pe manual bid și îți crești bid-ul, la fel nici asta nu aruncă înapoi în learning phase, însă cam orice faci altceva îți intră iarăși în learning. Dacă modifici bugetul prea mult, dacă modifici audiența, dacă modifici creativul, dacă mai adaugi încă o reclamă în ad set, îți cam modifică în sine și intră iarăși în learning phase și o ia oarecum de la zero, însă nu e de la 0-0, că tot are niște date pe Etsy și deja tot știe cine este publicul doținte. Learning phase înseamnă că învață, asta nu înseamnă că învață tot timpul și eu ia de la 0. Asta e de iarăși de precizat. Ok, Monica spune că 200 de lei pe zi pentru reclame, cât timp ar trebui să ruleze reclamele ca să ai conversii? Sunt indicate campanii de trafic sau de conversii? La fel, depinde foarte mult de business-ul tău. Personal nu sunt adeptul traficului, mai ales că fac e-commerce, pentru că am explicat scurtă prezentare. În momentul în care tu faci optimizare pe achiziții, să zic, pe purchase, Facebook îți segmentează ție publicul și segmentează ție audiența și îți ia oamenii care de obicei achiziționează online sau au intenția de a achiziționa online. Asta înseamnă că sunt oameni care deja sunt familiarizați cu e-commerce. Tu, în momentul în care faci trafic, tu aduci o grămadă de trafic, vei avea foarte mult trafic la cost foarte mic. Dacă, de exemplu, să dau un exemplu, te costă un leu în general un click când faci achiziții pe purchase și te costă poate, nu știu, 10 bani când faci trafic pe aceeași audiență, același creativ. Însă acel public este un public foarte slab de obicei, care nu achiziționează. Deci de asta spun că la nivel de intrare în funnel, la nivel de audiențe cold, recomand să se folosească achiziție și în sine purchase, inclusiv la 200 de lei pe zi. Că deja ai 200 de lei, deja te poți mișca, adică poți să ai câteva comenzi și poți treptat să ți se optimizeze în sine și campaniile. Chiar dacă nu la nivel de 100% optimizare, însă poți să ai rezultate și cu acești 200 de lei. Și cât timp ar trebui să ruleze, asta nu pot să spun, că depinde iarăși de foarte mulți factori. Poți să ai noroc și direct în primele 2-3 ore să ai achiziție. Ai un click și a fost o achiziție. Nu știi. Însă ca și optimizarea, revin la ce am spus mai devreme, de câte achiziții sunt și cât de ușor îți găsește Facebook acel public. Depinde de zi, depinde de cât de, nu știu, de ocupată este licitația pe reclame pe acel public în acea perioadă. Deci sunt 1000 de factori care afectează treaba asta. Și ce aș mai adăuga aici, întreabă Adrian, câte zile cu 200 de lei? Păi asta ce am spus, că nu știi, adică nu,
câte zile. Nu știu, vrei să rămâi la 200 de lei, vrei să crești, vrei să scazi, care-i țelul tău? Știi? Adică depinde, poți să ai și direct din prima zi rezultate foarte bune și să continui să ai rezultate foarte bune. Acum s-a schimbat, de exemplu, sau pentru majoritatea conturilor, începe să se folosească tot mai mult CBO, care înseamnă Campaign Budget Optimization, și publicul în sine se sau livrarea campaniilor va fi împărțită pe diferite ads-uri în mod mai egal. Teoretic, acest buget îl pui la nivel acum de campanie, nu mai pui la nivel de ads. Și în teorie ar trebui să fie distribuit mai bine către publicul tău. Adică Facebook îți va putea găsi mai ușor oameni din acel public. Acum, ce am observat la CBO foarte des e că am dat drumul astăzi la campanii și primele 2-3 zile am avut rezultate slabe. Din a patra zi sau din a treia sau din a doua zi am început să am rezultate foarte bune în targetul meu. Dar a trebuit să ard în ghilimele puțin buget pentru a-i da Facebook-ului puțin loc să învețe cine convertește cu acea reclamă din publicul meu țintă. Deci ca asta cu câte zile să folosesc, la fel, diferă foarte mult de ce doresc să obții și cât ești permis, cât poți sau cât vrei să testezi. Uite, de exemplu, nu știu, dacă aș face acum campanii și vreau să rămân cu o campanie de 200 de lei pe viață, să spun așa, atunci să fac 5 campanii sau 10 campanii cu câte 200 de lei. Și știu că după primele ore am oprit poate, nu știu, 4-5 din ele. După primele 10 ore, după prima zi, am oprit încă 5-6 și după 3 zile am rămas cu una poate care e bună. Însă, la fel, asta nu funcționează pentru toată lumea, că este un buget mare care tu l-arunci în piață. Că nu pierzi direct banii respectivi, că oricum îți intră în funnel, îți intră în retargetare și e mai bine să testezi la început și constant. Eu întreabă Monica de mărimea audienței, cât să fie, mii, zeci de mii, pentru că sunt probleme la raportare și la bugete. Audiența în sine, cum să spun, dacă e sub 100 de mii, e destul de mică. Mai ales pe e-commerce în sine, trebuie să-i lași loc Facebook-ului. Deci, la fel, depinde ce vii și depinde unde și în ce public, în ce pas al funnel-ului se află acele persoane. Că dacă ai, de exemplu, un pasul de hub de fierbinte 10.000 de oameni, e foarte bine, e super ok. Poți să ai livrare, poți să ai tot ce vrei. Însă, la nivel de audiență caldă, e mic publicul. Deci, la fel, pe e-commerce, du-te către audiențele de, nu știu, 3, 4, 500, 1 milion, 1 milion și jumătate și lasă-i loc Facebook-ului să îți caute în acei oameni publicul tău țintă. Eu aș mai adăuga ceva aici la ce să fii atenți când mai fac reclame, pe lângă partea asta tehnică și de targetare care ai făcut foarte bine. Să urmărească puțin și competitorii, să vadă dacă promovează acele produse și cum se raportează ei la ofertă versus restul pieței. Adică dacă este cineva mare, un magazin mare care intră în campanii de produse asemănătoare, s-ar putea să fie interesantă perioada aceea. Da, așa este, adică nu te poți compara cu... De exemplu, ce pot să spun este că magazinele mari, când intră în campanie pe ceva, investesc atât de mult buget încât restul să fie irelevant. La fel facem și noi când facem campanii la GOMAG. Așa este, adică na, tu ai o campanie și eu să spun că mă duc cu aceeași audiență cu, nu știu, un buget mult mai mic în primul rând și cu nume care nu este la fel de cunoscut, adică... S-a povestit și mai devreme că nu trebuie să te lupți în ghilimele cu alte branduri. Faci treaba ta și altă e. Dar de asta spuneam că depinde cum cât de liberă e piața și cât de mult se aruncă buget. Din păcate, nu știi și n-ai cum să știi cât de aglomerată e licitația, să din păcate vezi rezultate. Da, da. Întreabă Alex dacă... cred că a dat un răspuns, că este recomandat să mai fac. Da, cu cei 200 de lei, cât este în regulă să ai mai multe reclame și da, este în regulă să ai mai multe reclame pentru că, nu știu, eu tot timpul pornesc cu o campanie, foarte rar se întâmplă să am numai o reclamă pe un ads sau pe o campanie. Dacă tu ai doar o reclamă, scuze-mă, tu nu-i oferi Facebook-ului loc să-ți găsească, să-ți identifice ție câștigătorul, adică tu pleci direct de la premiza că tu știi cel mai bine și că ăla e reclama ta câștigătoare. Deci de asta testează. Chiar dacă să spun că ai doar o poză sau un carusel, testează texte diferite, descrie 4, 5, 6, depinde de buget. Însă da, și cu 200 de lei poți liniști să creezi mai multe reclame. Și dacă ai 50 de lei pe ads, poți să faci 3-4 reclame.
pentru că distribuția lor nu va fi egală niciodată. Adică de obicei se găsește un câștigător în prima zi sau în primele zile și ulterior cam 90% din buget se duce către acel câștigător. Și da, recomand absolut să creezi mai multe reclame diferite. Da, întreabă Monica, ce faci dacă nu-ți permiți 200 de lei pe zi? Faci cu cât îți permiți. Adică asta e ce, cum am spus mai devreme, nu există un buget minim. Adică există la Facebook, dar nu știu cât e, 5 lei pe zi, cred că, la trafic. Deci nu, îți faci cu cât poți. Adică faci mai puține campanii, faci mai puține reclame. Eu când am învățat mai multe lucruri despre marketing, sincer, le-am învățat când nu aveam bani. Trebuia să fiu mai creativ, să fac lucruri mai diferit. Pe urmă și pe urmă ai bani. Aia nu trebuie să se cramponezi, băi, n-am 200 de lei. Da, nu toată lumea poate să aibă 200 de lei. Sunt care au 20.000 de euro pe zi, trebuie să mă credeți. Dar înveți, adică faci cum poți și faci mai multe lucruri, nu faci doar Facebook Ads. Faci și conținut, mai scrii pe blog, mai faci niște postări, faci niște altfel de postări și aplici absolut tot ce înveți în fiecare video, în fiecare conținut care îl vezi la noi și la altă lume care știe să facă lucruri. Important este să aplici, că dacă doar te uiți, nu o să întâmple nimic. Exact. Asta, fii activ prin grupuri de profil, mai postează una în alta, în același timp faci promovare, faci o scurtă, o mică retargetare cu bugetul cât îți permite. Deci nu e imposibil, că nu toată lumea are 200 de lei. Am dat un exemplu, nu știu ce ne-am oprit la cei 200 de lei, însă este doar un exemplu. Poți să faci treabă și cu 100 de lei. Însă, evident că vei vinde și dacă ai reclame, achiziții, vei vinde de 100 de lei, nu de 1000. Da, Alex îmi spune că era mult mai ieftin acum câțiva ani. Da, Alex, total de acord. Nici nu aveam bugete. Dar nu era atât de multă lume obișnuită să cumpere online. Să cumpere atât produse cât și servicii sau platformă. Și acum e un challenge să vinzi o platformă închiriată, pentru că noi la Gomag ne batem cu toată lumea, toți studenții, toți elevii, toți care fac platforme gratuite. Și investim bani să educăm lumea, să facem summit-uri, să facem evenimente online, offline, în educare. Adică, cred că 80% din bugetul nostru e doar spre awareness, spre educare. Dacă ne urmărești, nu avem campanii de vânzare, nu spunem, băi, cumpăr aia. Dăm 2-3 oferte pe an, dar rest... Așa este, că practic și, în fine, doar că ce ai spus mai devreme, și de clienții care merg să primească ceva gratis și gratis primesc, adică magazinul în sine. Și asta este, ține de educare. Pe tema asta, într-adevăr, costurile au explodat dacă le compar cu acum 4 ani și asta va continua, adică trendul ăsta nu se va opri niciodată. Dacă vă uitați la America în sine, la, nu știu dacă ați avut până acum reclame sau insight-uri de pe piața americană, însă acolo e un ROAS de, nu știu, 2, 3, dacă ești 3 deja ești bine, adică bagi un dolar și câștigi 3, ceea ce la noi în prezent zic, mamă ce prost merg campaniile, zic, mamă ce bine îți merg, știi? Și asta se va întâmpla constant, pentru că în mare parte publicul sau, cum să spun, oferta Facebook-ului, adică care sunt oamenii cei 10-11 milioane de români, va rămâne în mare parte aceeași, ok, că poate mai adăugăm încă 500 de oameni în următorii ani sau încă 1 milion, hai să spunem, ajunge la 12 milioane. Dar tot acolo va fi. Sunt mult mai multe companii care își promovează afacerile local. Sunt e-commerce mult mai mult care explodează la an la alt. E o creștere foarte mare de achiziții online și implicit și magazin online. Și trendul acesta va continua. Ce poți să faci în treaba asta? Lucrează la branding, lucrează la conținut, lucrează la oferte, la poziționare, la chestii. Și poți să faci și cu retenție, evident, ce s-a discutat până acum astăzi. Deci trebuie să devii puțin mai creativ, că costurile pe Facebook, clar, fără discuții, vor continua să crească. Și mai ales acum, că urmează ultimul trimestru anului, care trimestru în care mulți fac mai mulți bani, adică vând mai mult decât vând în tot anul. Că e Black Friday, Cyber Monday, e evident perioada de Crăciun, care dacă nu cumperi cuiva, îți cumperi ție un cadou de Crăciun și va fi foarte, foarte scump în următoarele luni. Am o întrebare. Ați făcut și altfel de campanii în e-commerce sau și pe lead gen, ce ați făcut, pentru luat feedback de la clienți, pentru cere review-uri sau lucruri de gen? Am făcut ceva foarte interesant și ne-a plăcut și treaba asta, pentru că, în fine, se întâmplă des ca oamenii să nu fie retargetați la, de exemplu, oamenii care au achiziționat ceva. Ce am făcut odată? În fine, era și un site care avea undeva la 100 de comenzi pe zi, știi? Deci relativ public, binișor pentru a putea targeta, știi, și retargeta. Și am creat un video în care pur și simplu le mulțumeam că au comandat de la noi, cu
fondatoarea magazinului și a business-ului în sine, zice: bună, bună ziua, eu sunt Cutărică, sunt fondatorul, CEO sau cum s-a descris al magazinului, așa, vreau doar să-ți mulțumesc că ai comandat de la noi și îți doresc o zi bună. Atât, fără call to action, fără link, nimic, pur și simplu asta, știi? Și a avut un feedback foarte mare și întâmplător am avut și ROAS destul de bun, adică a fost mulți care s-au întors pe fază și au mai cumpărat ceva. Adică nu am, deci clar nu a fost o reclamă de achiziție, a fost o, mai mult o reclamă de awareness și de a face ceva diferit față de ce face publicul. Claudia spune că dacă ne dai un ROAS pentru fashion în România, pentru campaniile tale... Depinde foarte, foarte mult de magazine. Am avut și 7, am avut și 8, am avut și 10, am avut și 3. Deci nu pot să-ți dau un mai din sine, că depinde mult de magazin. Depinde mult cât s-a investit. Abia l-am dat un client care cheltuia cam 6.000 de lei pe zi, doar pe România. Și evident că nu avea ROAS de 10, avea ROAS de 7. Când cheltuia 1 leu, 1.000 de lei, poate avea 8 sau 9. Deci la fel depinde foarte, foarte mult de magazinul tău, care sunt prețurile tale. Că tu, uite-te, de exemplu, dacă ești un magazin de low pricing, adică tu vinzi produse cu 80 de lei, majoritatea le costă mediu, nu poți să ai un ROAS fantastic. Adică nu te va costa niciodată 8 lei să ai un ROAS de 10. Însă dacă tu vinzi produse și de 3, 4, 500 de lei, la fel, acolo vei avea un ROAS foarte mare. Deci diferă. Am văzut și produse de luxury products, care au avut un ROAS foarte mare, și produsele mai ieftine, care acolo era volumul, știi? Adică acolo știi că te costă 20-30 de lei un produs, poate și proprietarul după costuri câștigă 10-15 de lei, dar asta înseamnă că trebuie să vândă foarte mult zilnic. Bun, Vlad, a fost o discuție interesantă și utilă. Da. Cum am spus, registrarea o să fie, sperăm, de vineri în Academie. Perfect.